Ce a fost? Da, nu, de ce merge la și să facă lucruri cu cine? A fost ursei ăla, brează. Cu muscă? Da. Ăla cu muscă, că nu știu, că nu eram noi. Să trăiți, să trăiți! Să trăiți! Mai puteți? Băi, dați-vă că mirosiți parfum și spuele nu se mă dacă să-ți vine. Eu vă spun aici, nu e denim. Alu, rog, băieți! Să trăiești, Mariane! Uitați, spună bine, bine, te-am găsit! Merge treaba! Și mai încolo sunt vacile, mai îndepărtare încolo. Bună ziua, domnul Marian Misică! Marian Misică, puteți să dați un interviu la domnul ăștia, că vii eu și mult. Ia mă, ia lasă, 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 să dau și de aici. Sară. Am prins mulțul, oameni buni, am prins mulțul. Avem o mânuță de la sen. Da. La un chiuțen. Bagă-i, Bebeco! Am grijă la... Au mai venit și în țarcul ăla. Da, așteptăm să termine mulțul. Domnul Marian Misică să detalieze ce să mai faci. Auziți, aici sunt și țigăi și țurcane? Aici sunt numai țigăi în fundul ăsta și țurcanele acum. Țurcanele în partea aia. Da, da, da. Au ce mârlește berbecul ăla. Pac, pac. Iată că ne revedem și cu domnul Misică după... Astă iarnă v-am văzut ultima dată. Da. Între timp, cum v-a mai mers cu oile? Bine, nu mă plâng, a fost o vară bună. Da? Ploi destule și a fost bine, una peste alta. Dar ce mă interesează pe mine și o întrebare capcană, cu ursul cum v-ați descurcat? Nu știu, avem o treabă. Câinii s-a descurcat cu el și au făcut treaba, nu a ajuns prea aproape să ne ia sau așa. A venit, a încercat de câteva ori, a văzut că nu-i ține figura n-amă. Ce? Ne-a dat pace. Aha. Ce efectiv de câini mai aveți? Toți. Tot ăla. Toți. O ia pe care i-am văzut atunci. Completă, da. Câți mai e? 14 sau 17. Câte? 17 erau? Da. Erau ceva. Da. Da. Fără ei nu se poate. Nu se poate, nu? Clar. Care e numărul minim, cam cât ar fi? 10, pe, sub 10 câini nu se poate face față, nu? La urs. Se poate și 6-7 câini care da? Să fie hotărâți, se poate. Acum depinde și de urs. Ce da, are da. Da, lupi aici sunt? Ce să fie lup? Lup. E și lup, dar nu... Nu... Deci nu foarte mult. E așa, poate întreagă sau, dar nu am probleme. Urși sunt, slavă Domnului, destui. Doar e zărnește, e rezervație aici, aproape. E rezervație aici, mai sus. Da, 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 da. Pagubă n-ați avut să vă... Nu, 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 nu. Asta înseamnă. Și-au făcut câinii treaba, nu? Da. Acum aveți 800 de oi. Toate. Da, uh-huh. Și le mulgeți de 3 ori pe zi? De 2 ori. Sunt alese, că la 1 septembrie le-am ales în berbeci și băgați în ele. Mărlit. Îmi separa căciucările, țigăile. Fiecare cu treaba lor. Și acum le-ați separat pe rase, țigaia separată? Exact, de la 1 septembrie sunt alese. Ciurcănile cu berbeci ciurcăci, țigaia cu berbeci. Deci nu le metisați niciodată. Da. Și astea aici sunt țurcanele, văd da, că... Da, exact. Hai, Vasilică! Câți berbeci aveți de țurcană la efectivul ăsta? La 250 sunt 8. Suficient, nu? Da, 8. Suficient. Aici am 11 bucăți în țigări. 600. Aha. Țigări și 11 berbeci. Tu, deci 11 berbeci la 600 de țigări merge. Exact. Suficient da. Să se reproducă.
se dă cap. Care e mai productivă, țurcana sau țigaia la lapte? Sunt și... Știți cum părerile sunt împărțite, da? Sunt și țurcane care sunt foarte bune de lapte și țigăi, ca orice animal. Mm-hmm. Dar diferențe mari nu prea sunt între ele. Mai rezistentă care este? Aici, în zona dumneavoastră, mă refer. Țurcana, nu? Are lâna aia mai... proeminent. Și pe viitor vă mențineți efectiv ăsta sau vin măriți? Să cum o să-l micșorez. Da? E greu să faceți față, da? E greu că de la lantul mai greu cu oameni. Mă, de pe mă, că de... Mai ce e gra. Da, 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 da. Și acum ele se însemnează, nu? Domnul vrea să-și ia câteva oi mai bătrâne să le taie pentru pastramă și, și le mai gănește. La iarnă e mai ușor. Le ia acasă, le găsește mai ușor. A, am înțeles. Uite ce berbec mare ăsta aici. Ia uitați ce poziție frumoasă are stâna. Și de oi, de vaci. Stați oameni buni, în partea aceea sunt vacile. Domnul Marian Misică are și vaci și oi. Da, 800 de oi. Ia uitați ce e aici. Aici sunt oile, 800 de oi, țurcane și țigăi. Și aici vacile, dar uite, nu l-am întrebat pe domnul Misică cam ce număr de vaci. Dar eu zic că cam peste 70 de vaci aici, lejer. Așa pare numărul. Are bărțată românească. La 50, zic eu, nu? Vede? Da. Bălțată românească la grec. Frumos. Frumos tare aici. Chiar e relaxant, oameni buni, să vii la stâne și să filmez, să vă împărtășesc și vouă experiențele astea pe care eu le fac în timpul liber. Cât nu sunt la muncă, încerc să-mi împac timpul între vlogurile astea pe la stâne și familie, că am și eu copil. Na. Timpul meu e limitat, dar cât de cât încerc să fac față, să-mi exercit și pasiunea asta. Avem și un cal frumos aici, aproape de stână. Oameni buni, aici nu se poate ajunge decât cu mașini 4x4. În rest, sau cu piciorul. Dar cu piciorul ți-a o oră sau chiar mai mult să ajungi.
acum vreau să-l trimit la Nămăiești, să iau cruciulită sfântă și tot mereu să poartă tricou. Domnul Marian, ne mai vedem peste nu știu cât timp, dar mi-a părut bine să vă revăd și multă sănătate și numai bine vă doresc. Oameni buni, noi vă salutăm de aici, de la stână. De ușa, că ne mai scapă câte una, nu mai prindem. Și sănătate tuturor. Aici.